Bună seara, dragi prieteni! Iată ne ajungi la emisiunea cu numărul 10, ultima emisiune din acest an! Nu uitați, pe pagina de YouTube Cheia Sol găsiți toate clipurile cu noi! Sunt și clipuri de Crăciun și cântece originale și cover-uri celebre. Pe pagina de YouTube găsiți peste 1000 de filmulețe cu noi. De asemenea, ne puteți urmări și pe Facebook, Instagram și chiar pe Radio Cheia Sol. Mulțumim Știri Botoșan pentru promovare și susținere. Din oră în oră, de la 19 la 21, ne puteți auzi la știribotoșan.ro. Primiți-ne cântecele în casele dumneavoastră și cu siguranță veți fi încântați. În această seară le voi avea alături de mine pe invitatele din prima emisiune, două fete extrem de dulci și drăgălașe, Mara Penciuc și Tiana Giradă Dodiță! Și eu v-am pregătit câteva melodii de iarnă și la final vă va transmite gândurile dumneaei, doamna profesoară Oana Pușcașu! Vom începe seara cu Tiana Giradă Dodiță! Bună seara, Tiana! Bună seara, Măriuca! Bine revenit, Tiana, la noi! Bine v-am regăsit! Ai o sclipire în ochi plină de magie și mister! Mulțumesc, la fel și tu, Măriuca! Mulțumesc foarte mult! Am să te rog să te mai prezinți o dată și să le spui telespectatorilor câteva cuvinte despre tine! Mă numesc Giradă Dodiță Tiana și învăț la școala gimnazială numărul 17 Botoșani. Îmi place foarte mult să cânt, dar și câteodată să mai și citesc. Super! Care este artistul sau artista ta preferată? Artista mea preferată este Sia, pentru că de fiecare dată când compune o melodie, pune puțin sentiment în ea. Minunat! Ai dorit să mergem la școală după vacanța de iarnă? Normal că da, pentru că în orele online este foarte greu. Așa este. Transmite-le un mesaj doamnei învățătoare și colegilor tăi. Vreau să vă transmit, bineînțeles dacă mă urmăriți, că țin foarte, foarte mult la voi și că de-abia aștept să ne revedem nu doar în mediul online, ci în și în realitate. Super! Ce ne vei cânta în această seară? Eu vă voi cânta melodia Snowman. Acum, live, va cânta Tiana Giradă Dodiță Snowman! Vino cu noi la Cheia Sol. Cheia Sol. Don't cry, snowman, not running from me. Who catch your tears if you can catch me, darling? If you can catch me, darling. Don't cry, snowman, no limit is way. A bottle of water can hold me close, baby. Can hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, cause I'm Mrs. No, till death will be freezing, yeah. You're my home for a season. So come on, let's go. Let's go below zero and high from the sun. I love you forever, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby. A snowman and me. Snowman and me. Maybe don't cry, snowman, don't you fear the sun. Who carrying me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Don't cry, snowman, don't you shed a tear. Who will hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, cause I'm Mrs. Snow till death will be freezing, yeah. You're my home for a season. So come on, let's go. Let's go below zero and high from the sun. I love you forever.
apple and left happily. Leave. Please don't cry now, just now it's Christmas, baby. A snowman and me. My snowman and me. Baby. Felicitări, Tiana! Acum vom urmări clipul la melodia de Crăciun! Vino cu noi la Chiasol. Tiana, să ai parte de un Crăciun minunat alături de surioara ta, de părinți și de cei dragi ție. Mulțumesc, la fel. Acum vă voi spune câteva cuvinte despre mine. Mă numesc Măriuca Stan Muraru, am 10 ani și învăț la școala numărul 6 Grigore Antipa Botoșani, la clasa doamnei învățătoare Tincuța Damian, care o salut de aici, și doamnei profesoare de franceză și religie, și domnului de sport le urez sărbători binecuvântate, și colegilor mei un Crăciun plin de magie.
Cânt de la vârsta de 5 ani, ador să cânt și la pian, să dansez și să călătoresc. În seara aceasta vă voi interpreta melodia Ran Ran Rudolf! Energia v-a cuprins și vă invit acum să urmăriți videoclipul realizat la melodia Underneath the Tree.
o am alături de mine pe buburuza Mara Penciuc. Bine ai revenit și tu, Mara, la noi. Bine v-am găsit din nou. Ești foarte frumoasă. Și tu la fel. Mulțumesc foarte mult. Ai dori să le mai spui câteva cuvinte despre tine celor care ne privesc acum? Mă numesc Mara Penciuc, am 10 ani și vă urez tuturor sărbători fericite și îmi place foarte mult să cânt. Foarte frumos. Care este artistul sau artista ta preferată? Artista mea preferată este Andra pentru că are niște piese foarte frumoase. Minunat! Tu ai dori să mergem la școală după vacanța de iarnă? Da, pentru că la școala online este super greu și este foarte obositor. Transmite-le și tu un mesaj doamnei învățătoare și colegilor tăi. Doamnei învățătoare, îi urez sărbători fericite și colegilor mei să fie foarte fericiți alături de cei dragi. Cine vei cânta în această seară? În această seară vă voi cânta Din cerul ninge alb. Să ascultăm live pe Mara Penciuc cu melodia Din cerul ninge alb. Sunt gânduri ce se întorc.
Foarte frumos, Mara! Felicitări! Mulțumesc! Acum vom urmări clipul Last Christmas! Vino cu noi la chiesol. Chiesol. I hate that I remember, I wish I could forget what children last December. You left my heart a mess. Boy, you got it. How could you do it? Do it? Oh yeah! Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from Crăciun plin de voie bună alături de frățiorul tău, de părinții tăi și toți cei dragi ție. Și ție la fel, Măriuca. Iar acum vă voi cânta live cea de-a doua piesă de Crăciun pregătită pentru voi, My Old Santa Claus. Vino cu noi la piesă.
Al doilea clip este realizat la o piesă foarte cunoscută de voi, Jingle Bells, dar după o idee inedită, genială a doamnei profesoare Oana Pușcașu. Mie îmi place la nebunie și sper să vă placă și vouă. Jingle Bells! Bună seara, fetelor! Bună seara, Măriuca! Cântăm Jingle Bells? Yes! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh! Dashing through the snow in one horse open sleigh! All the fields we go, laughing! Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. No. We are dashing
sleigh. Oh, what a lot of fun. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Această ultima emisiune se apropie de final, dar nu înainte de a vă invita să ne urmăriți și să ne ascultați pe Facebook și YouTube Cheia Sol, pe radio Cheia Sol, radioul copiilor talentați, pe Instagram Cheia Sol și pe știrbotoșan.ro, cărora le mulțumim din tot sufletul pentru promovare, și pe Somax TV! Toate aceste minunății se întâmplă doar datorită fabuloasei doamne profesoare și managerul Cheia Sol Music Studio, Oana Pușcașu, pe care o invit alături de mine să vă transmită câteva din gândurile dumneaei. Ce surpriză! Uite, Mara, du-te pe scaunul meu acolo. Măriuca, mi-ai făcut o surpriză, nu mă așteptam să mă inviți în emisiune, eu sunt în spatele camerelor, m-ai invitat aici pe locul invitatului special, dar mă bucur că ai făcut acest lucru, pentru că, Măriuca, țin să te felicit pentru toată munca pe care ai depus-o în aceste 10 emisiuni, în fiecare zi să filmăm o emisiune, să cântăm live, să ai grijă să întrebi fiecare copil cât poți tu de bine și frumos, și îi mulțumesc mamei, Măriuca, sigur te-a sprijinit, așa este? Așa este. Este un lucru minunat, ceea ce ai făcut tu la doar 10 ani. Și uite că acum te voi lua și eu puțin prin surprindere și vreau și eu să-ți spun câteva întrebări. Accepți? Desigur! Zi-mi, te rog, ce-ți dorești tu să-ți aducă Moș Crăciun? Îmi doresc de la Moș Crăciun o carte, slime și un Lego. Super! Dar spune-mi ce-ți dorești în anul care vine. Care sunt planurile tale de viitor? Planurile mele în viitor sunt foarte complexe și până acum nu vreau să le dezvălui ca să țin telespectatorii în suspans. Oh, înseamnă că pregătești noi surprize? Desigur! Câteva le știu și eu, pe câteva le voi afla pe parcursul anului care vine, nu? Desigur! Să știți că Măriuca are idei foarte bune și întotdeauna fiecare oră de canto cu ea este o provocare. Măriuca are propria personalitate muzicală și se pare că acum se descurcă foarte bine în calitate de moderator TV. Uite, eu îți propun ca din ianuarie să începem câte o emisiune pe săptămână. Ce zici? Minunat! Să nu ne oprim aici, numai la edițiile de iarnă, să începem un proiect mai mare cu mai mulți copii din Botoșani. E bine? Desigur! Măriuca, mai spune-mi încă ceva. Uite, aș vrea să te întreb, care a fost cel mai important premiu pe care l-ai câștigat tu în acest an, în care majoritatea concursurilor au fost online, dar au fost și concursuri live? Care a fost cel mai important? Sau zi-mi trei cele mai importante. Cele mai importante premii le-am obținut la Volare și la concursul Zâmbet de Copil de la Piatra Neamț. La Volare am obținut trofeul categoriei și Ministar, și la concursul Zâmbet de Copil am obținut încă un Ministar foarte important. Felicitări, Măriuca, ești un copil fantastic, așa cum sunt toți copiii din grupul Cheia Sol, și dacă tot m-ai invitat aici, aș vrea și eu să le urez tuturor copiilor din Cheia Sol, părinților din Cheia Sol, tuturor copiilor și părinților din Botoșani care ne urmăresc și poate din țară. Am auzit eu că această emisiune este urmărită și de prietenii noștri din toată țara. Le mulțumim din suflet că sunt alături de noi și le doresc un Crăciun magic, așa cum a fost toată luna aceasta în Cheia Sol, în studioul nostru, lună magică. Le doresc sărbători fericite și toate visele lor să se împlinească, și cel mai important, ceea ce vă transmit și vouă, să nu renunțați niciodată la visele voastre, oricât de greu ar fi. Eu sunt sigură că orice vis se îndeplinește dacă nu renunțăm la el și dacă
vom crede întotdeauna în puterile noastre. Crăciun fericit, draga mea Măriuca, te las pe tine să închei. Știu că ai tu acolo niște cuvinte magice. Te voi lăsa pe tine să închei. Hai să ne uităm la cameră. Ia să te aud, Vă mulțumim pentru dăruirea și iubirea care ne înconjurați zi de zi, pentru răbdare și profesionalism. Vă urăm un Crăciun magic alături de minunata dumneavoastră familie și un an 2021 cu sănătate și plin de realizări și proiecte minunate. Primești și flori. Pentru că vă iubim atât de mult și vă iubesc și eu din toată inima. Poftiți un buchet de flori minunat pentru dumneavoastră. Măriuca, ești plină de surprize în această ediție. E ultima emisiune de Crăciun și, vai, ce flori frumoase! Îți mulțumesc din suflet și le mulțumesc tuturor copiilor și părinților. Fantastice, m-ai emoționat, nu mai am cuvinte. Hai, fă tu sfârșitul de emisiune. Dragii mei, vă mulțumim că ați fost alături de noi pe parcursul celor 10 emisiuni și ne-ați primit în casele și sufletele dumneavoastră. Vă dorim sărbători magice, cu sănătate, pline de voie bună și iubire. Vă pup dulce, fiți buni și nu uitați, doar 2 zile până la Crăciun! Crăciun fericit!